Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cordial de aici din Brazilia, din Uberlandia. Am o posibilitate de a transmite câteva gânduri în această seară cu toți prietenii noștri, cunoscuții noștri, vizitatorii noștri care participă vineri seara împreună cu noi la această bucuria sabatului și preuna simțire a întâlnirii cu Mântuitorul nostru scump și drag Domnul Hristos. Deci atât ce ne spune Marele Înțelept Solomon, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Dragii mei prieteni, în această seară aș dori să continui această incursiune în lumea Scripturii, în lumea Bibliei, abordând acest subiect, așa cum aminteam, infailibilitatea bisericii ca om care am trăit în timpul comunismului și am văzut persecuția cu ochii, am văzut securitatea bătând la ușile fraților noștri, am văzut poliția care dădea amenzi și confisca vaca din grajd, am văzut frați de altă dată care mergeau și erau prieteni cu securitatea și care aveau o duplicitate de caracter, membri în biserică, conducători ai bisericii și pe de altă parte erau informatori ai securității și așa mai departe. Deci toate lucrurile acestea le-am am văzut, eram tânăr, eram în puști, 17-18 ani și bineînțeles că cu greu, eu personal fac efortul să nu mă mai uit în trecut, dar totuși privind înapoi am această, această senzație de regret și anume dispariția unei generații de frați care au petrecut viața mai mult în pușcărie decât în libertate. Și asta mă refer și la Iuda și la Israel. Mă refer și la cei care sunt dincolo de Iordan și la cei care Practică viața lui Ilie de după Iordan. O generație de oameni care a fost pentru unii icoane ale credinței, nu? Pentru alții au fost eroi, iar pentru cei care i-au cunoscut mai bine, au fost oameni obișnuiți. Au continuat să existe printre noi păreri diferite în ceea ce privește ultimile evenimente care vor concluziona, prieteni, istoria planetei. În virtutea libertății date de Dumnezeu, omul ca individ și religia organizată a dezvoltat o paradigmă a infailibilității în dogmă, identitate și misiune. Conceptul că nimeni nu poate fi mântuit în afara unei entități bisericești este bine sentimentat în crezul majorității creștinilor, să știți. Acum sigur că adesea auzim pe la colțuri ideea că există mântuire în afara bisericii, dar nu există mântuire în afara lui Hristos. Sigur că toate aceste idei rămân ca să fie cântărite și așa cum am spus la început să fie luate cu sare și piper de către fiecare dintre dumneavoastră. În realitate cred că biserica nu a primit niciodată, dragii mei, dreptul de a ierta păcatele, biserica activează în numele Domnului Hristos atâta vreme cât ea, biserica, acționează pe baza principiilor stabilite de Domnul Iisus Hristos. Orice instituție care s-a depărtat de Dumnezeu sau de Domnul nostru Iisus Hristos a dat semne de divorț spiritual și a început ca o consecință a separării de Hristos să bată pe lor de slujbă așa cum spune în Scriptura. Când o entitate religioasă se depărtează de Domnul Isus, natural apare abuzul de autoritate și aroganța infailibilității. Prieteni, eu însumi pot fi contaminat în orice clipă de acest vânt bolnav al dictaturii, al aroganței infailibilității și așa mai departe. Nu sugerez independența sau dependența de instituția bisericii în sine. Cred că noi, ca oameni, avem nevoie unul de celălalt. Atâta vreme cât noi, ca membri ai Bisericii, nu ne transformăm în membrii de partid și nu ne transformăm sau nu transformăm credința noastră într-un fel de propagandă făcută de ochii lumii. Cred că se merită să petrecem timp împreună o zi pe săptămână cercetându-ne cuvincios înaintea Domnului Hristos. De fapt, motivul pentru care ne adunăm, motivul pentru care venim în același loc, este un ideal comun. Suntem păcătoși, avem nevoie de Mântuitor, avem nevoie de o cercetare personală și venim în sanctuarul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, ca să ne cercetăm pe noi înșine, să ne vărsăm sufletul Înaintea Domnului Hristos, pentru iertare, împăcare cu El, mântuirea noastră și mântuirea celor din jurul nostru. Da, dacă acestea sunt motivele pentru care ne adunăm sub anumite ziduri, evident că aceasta se numește Biserica lui Dumnezeu. În același timp, realizez că expunerea la realități zilnice ne conving de un singur lucru prieten. Cu cât suntem mai. Departe de Hristos, cu atât credem că noi băgăm pe oameni în ceruri, noi mântuim, noi salvăm, noi iertăm de toate și de toți. Cu cât suntem mai aproape de Domnul Hristos, cu, atâta, cu atât mai mult ne dăm seama că noi, ca oameni, avem nevoie de Mântuitor și că lăsăm treburile și afacerile Cerului în mâna lui Dumnezeu. El să facă numărătoarea poporului. Cu cât suntem mai aproape de Hristos, cu atât vedem sufletul oamenilor mai prețios, mai valoros și mai important decât noi ca și conducători sau biserică. Poate că vă surprinde ideea, dar să știți că valoarea unui suflet cântărește mai mult decât toate edificiile, toate instituțiile, toate zidurile, toate clădirile pe care noi le-am construit în această eră a libertății. Este adevărat că sunt foarte multe vânturi de învățătură care bat aici și colo pentru a destabiliza instituția care se cheamă Biserica lui Dumnezeu. Recunosc că avem nevoie de organizație, de ordine, de disciplină. Toate acestea le recunosc și consider că sunt importante pentru orice politică de lucru orice care instituții religioase sau chiar instituții seculare. Acum vreau să menționez ideea că infailibilitatea unei instituții chiar religioase fiind ea se promovează mai pe față, mai în tăcere, dar asta este mai puțin relevant. Ce este relevant, prieteni, este caracterul dogmatismului religios și agresivitatea exponenților unei instituții de a acționa în mod enfatic împotriva subiecților persecutați. Cred că oamenii pot fi mântuiți în afara bisericii mele și cred că Dumnezeu are viziunea absolută a mântuirii dincolo de capacitatea mea de a înțelege planurile sale, prieteni. Orice om cu temere de Dumnezeu și călăuzit, bineînțeles de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, va produce acel comportament de om modest, umil, care spune numai ce îi transmite Domnul și ce îl inspiră Dumnezeu. Uncă un conducător cu adevărat călăuzit de Domnul știe că mai sunt șapte mii de Ilie pe care el nu i-a cunoscut, pentru că nu i s-a dat să-i cunoască de către Dumnezeu. Ca biserica să fie instrumentul lui Dumnezeu, trebuie să fie călăuza Duhului lui Dumnezeu. Ordinea este prima regulă a cerului prieteni. O știm cu toții. Organizația a fost produsă în biserică pentru misiune și salvare de suflete. Dincolo de aceasta, biserica este entitatea care reprezintă pe Dumnezeu atâta vreme cât aude vocea, recunoaște vocea și ascultă de chemarea Marelui Păstor Divin. E trist că adesea, așa numiții păgâni, ne dau lecții de morală pentru că ei au pe Dumnezeu și cunosc glasul lui. Nu ar trebui să vezi în dușmanul tău decât un prieten rătăcit, spunea Pitagora. Dacă o zis-o el sau altul, Dumnezeul milei să se îndure de toți. Ideea în sine contează, este o declarație mare, puternică, care ne invită la acea atitudine de dragoste, de compasiune față de cei care nu gândesc ca noi, nu se comportă ca noi nu se îmbracă ca noi, nu mănâncă ce mâncăm noi, nu au același vocabular ca și noi, în realitate să avem acea compasiune acea empatie pentru oamenii care însând de fapt reflexia a ceea ce am fost noi când am fost în lumea lor și reflexia a poate a ceea ce suntem noi încă în biserică Există o declarație care pentru mine a fost ca un duș rece când l-am citit-o și aceasta mă face să înțeleg vanitatea sau deșertăciunea cunoștinței care îngânfă. Cei pe care Hristos îi va lăuda la judecată au cunoscut poate puțină teologie, nu multă, puțină, dar au cultivat principiile lui. Prin influența Duhului Sfânt, ei au fost binecuvântați, au fost o binecuvântare pentru cei din jurul lor. Chiar și printre păgâni sunt unii care au cultivat spiritul bunătății. Înainte să fie ajuns cuvintele vieții la urechile lor, ei s-au purtat prietenește cu misionarii și au ajutat chiar cu riscul vieții lor. Printre păgâni, există unii care se închină lui Dumnezeu, în neștiința lor sau fără să fie conștienți de aceasta, cărora nu le-a fost adusă niciodată lumina printr-un printr printr mijloc sau printr-un instrument omenesc, dar care totuși nu vor pieri. De ce? Cu toate că nu cunosc legea scrisă a lui Dumnezeu, au auzit glasul lui vorbindu-le prin natură și au făcut lucrurile cerute de lege. Faptele lor dă dovadă că Duhul Sfânt le-a atins inima și sunt recunoscuți ca fii a lui Dumnezeu. E bine să cunoaștem, e bine dacă cultivăm principiile acelor cunoștințe, și bineînțeles că aceasta va schimba cu totul raportul între oameni. Și biserică între conducători și cei care sunt oamenii din popor, nu? Această boală spirituală, că noi și numai noi, se găsește cam peste tot în scriptură prietenii mei. Că noi băgăm în cer, noi scoatem pe oameni din cer, numai noi suntem mântuiți, nimeni altul și așa mai departe. Acest comportament mental, pe care noi îl numim exclusivism, este un comportament, așa cum nu spuneam, o boală spirituală pe care o vedem în Scriptură. Îmi vin câteva exemple în minte pe care aș dori să le consider împreună cu dumneavoastră. Iona era trimis la cei care erau dușmani națiunii să le dea 40 de zile de har după care vine judecat. Dar în exclusivismul lui, Iona nu dorea ca ninii veni să fie mântuiți. Se certa cu Dumnezeu, îi făcea profeții lui Dumnezeu, știam eu că ești un Dumnezeu bun care te îndur de oameni și Dumnezeu spune, bun, ai și o problemă cu asta? Vedeți, Iona nu dorea mântuirea dușmanilor națiunii sale. Ideea că Ilie, fie el cât de Ilie sau cât de profet ar fi fost, nu a depășit limitele exclusivismului. Dumnezeu îi revela ideea că mai sunt mulți alții pe lângă el, mai sunt încă șapte mii de Ilie care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bal. Este adevărat că Ilie era biserica. Dar era și mai adevărat că pe lângă Ilie, cel vizibil, mai erau șapte mii de Ilie care nu erau vizibili. Noi avem tendința, prieteni, să clasificăm pe cei care nu-i vedem ca fiind din existență. Dacă nu văd eu cu ochii, nu există. Aceasta este o formă de ateism foarte spiritual. Exclusivismul este o formă de ateism spiritual în biserica lui Dumnezeu. Spiritul profetic spune că bigotismul religios a produs cele mai multe războaie, prieteni, și vărsări de sânge în istoria umanității. O simplă declarație de apartenență la adevăr sau la entitatea anumită biserică asocia pe declarator cu un fel de imunitate parlamentară. Indiferent ceea ce avea să facă acel declarator, acel individ de acum înainte, faptul că declarase afilierea sa cu o entitate anume, o biserică anume, avea să-i servească drept infailibilitate. Nu contează ce face omul atâta vreme cât e cu noi. Iată cum califică Domnul Isus bigotismul membri membrilor bisericii sale. Dumnezeu are copii peste tot. Mulți dintre ei, chiar în bisericile protestante, și un număr mare în bisericile romano-catolice, care sunt mai onești să asculte de lumina adevărului și să trăiască în fapte după cele mai bune cunoștințe pe care le au, decât un număr mare dintre adventiști care păzesc sabatul, dar nu umblă în lumină. Adică eu păzesc sabatul și nu umblu în lumină? Eu, Liviu Tudoroiu, care mă opresc cu două ore înainte de a pus și nu mai fac nimic pentru a respecta sabatul, nu umblu în lumină? Pare foarte jignitor pentru un păzitor al sabatului un text de genul acesta. Și atunci eu mă întreb, ne ducem la acești oameni din bisericile protestante? Ne ducem la acești oameni care sunt în biserice catolice și care trăiesc după cea mai bună lumină pe care o au și le spunem că existența lor nu e legitimă, că n-au certificat de naștere, dar ei totuși există, trăiesc și fac lucrurile împlinite sau cerute de lege, fără ca să știe, dragii mei, după această declarație nici nu știu, prieten, dacă autorul acestui text ar mai trăi astăzi și ar mai avea posibilitatea să se exprime, dacă ar mai primi dreptul să prezinte astfel de mesaje la învonul bisericilor așteptătoare Domnului Hristos. Biserica este infailibilă. Oamenii bisericii sunt păcătoși. Ați auzit expresia asta. Biserica este infailibilă, dar oamenii care o compun sunt păcătoși. Biserica nu cade, pare că va cădea, dar nu va cădea. Un text după care ascundem cam tot ce se întâmplă astăzi între noi, nu? Am avut șansa să întâlnesc cu oameni pe drum, pe tren, oameni de la țară, oameni simpli care s-au întâlnit cu noi, cu credința și pretențiile noastre și cu viața noastră și care au început să ba și ocorească numele de pocăit, dragii mei prieteni. Chiar unul râdea zicând, bă, voi nu sunteți pocăiți, voi sunteți pogniți. Și continua să-mi prezinte, mă rog, după spusele lui, exemple sau vieți de oameni care îl înconjurau și care își pierduseră de mult influența cuvintelor pentru că faptele nu recomandau declarația lor de credință. Biserica este infailibilă, dar membrii sunt failini. Adică disociem în mod inteligent comportamentul membrilor de pretențiile instituției. Deci când păcătuiește un membru sau un lider, de fapt nu păcătuiește biserica, ci un element care nu se identifică neapărat cu intenția bisericii. De fapt, cine este biserica? Zidurile sau poporul? Deci poporul este biserica numai când poporul este bun. Atunci când poporul e în răzvrătire și rebeliune față de Dumnezeu, poporul nu reprezintă biserica. Dar când poporul este bun și o duce bine, atunci poporul este biserica. Putem să reconciliem aceste mentalități? Aceste explicații au fost date de prima instituție care a pretins infaibilitate în pofida decretelor de execuție, tortură și așa mai departe. Biserica Romei este infailibilă, dar oamenii sunt păcătoși. Cred că începem să gustăm și noi sau să împrumutăm acest exemplu al bisericii pe care tocmai o condamnam cândva. Cum rămâne treaba asta? Biserica mea, biserica ta, biserica lor, biserica noastră. De fapt biserica este a noastră sau noi suntem ai bisericii? Cum stau lucrurile? Biserica este a noastră sau noi suntem ai bisericii? Biserica este a noastră sau este a Domnului? Și dacă Biserica nu ne vrea, dar noi vrem Biserica, ce trebuie să facem? Răspunsul este simplu. Cumpără influența celor care fac lobby la curțile înalte ale Sultanului. Face să-i faci bine că iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. O declarație al mai marilor iudeilor din vremea Domnului Hristos, în care se făcea sau se dădea pe față lobiul politic în Biserica lui Dumnezeu. Face să-i faci bine, adică merită și a câștigat dreptul de membru în biserică, chiar dacă e roman, pentru că iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Biserica se pretinde infailibilă, cu păcătoși cu tot, dacă păcătosul are bani să clădească o biserică, să construiască niște ziduri sau o vilă surtanului, nu? atunci totul este în regulă. Eu cred în sanctitatea instituției care se cheamă biserică. Cred că biserica are o misiune sacră. Cred că Dumnezeu vorbește prin instrumentele acesteia. Dar mai cred că biserica nu este și n-a fost niciodată infailibilă. Iubesc Biserica, iubesc Marea Familie Adventă, iubesc frații de dincolo de Iordan, iubesc și pe samariteni, dar nu cred și nu am crezut niciodată că Biserica nu poate greși. Biserica mea, Biserica cu care mă identific, a greșit, nu? Poate greși și poate că va mai greși în viitor. Cred că este periculos să susținem că noi, ca și Biserica Romei, suntem infailibili. Nu uitați un fapt, mai mult sau mai puțin confirmat de istorie, că biserica nu a pretins infailibilitate din punct de vedere istoric, numai după ce s-a apostaziat și a divorțat de Hristos. Numai după aceea a început să persecute acel grup restrâns de credincioși care n-au luat parte la apostazie și n-au fost de acord cu narativul oficial. Nu aveți dreptul de a exista că nu aveți certificat de naștere și alte cocktailuri teologice nu vor justifica exclusivismul pe care îl dăm dovadă atunci când nu l-avem pe Domnul Isus Hristos. Iubesc instituția din care fac parte, cred în bunele intenții ale bisericii, dar nu cred că pot spune că biserica pe care o reprezint este infailibilă, perfectă, dar ce să vezi, e plină de oameni păcătoși ne îngăduim unii pe alții în Harul Lui Dumnezeu, ca și ucenicii de pe vremuri, și sperăm la o zi a cinzecimii, când fiecare va cădea pe umărul celuilalt și va recunoaște în cel de lângă el o bunătate mai mare decât cea care există în mine și nu o văd eu. Mă uit în trecutul Marii Familii Advente și nu văd prea multă glorie în acest trecut. Avem nume de rezonanță pentru unii dintre noi, eroi, pentru alții, război, pentru unii lumină, pentru alții dezamăgire. Dumnezeu le cunoaște pe toate oricum. Cine are imaginea perfectă a ceea ce suntem astăzi, dragii mei, este Domnul Isus Hristos. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi ce ești călos nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dacă aceasta este definiția infailibilității, eu las textul la aprecierea dumneavoastră. Așa că exclusivismul, numai eu și numai eu și numai cine vreau eu va fi mântuit, este un principiu sau este o gândire nesănătoasă, contaminantă, agresivă și toxică. Vă mai aduceți aminte, dragii mei, când Domnul Hristos spunea unei femei la fântâna lui Iacob, mântuirea vine de la iudei să ascultăm cuvântul inspirat care zice că mântuirea vine de la iudei, dar nu uitați că iudeii nu sunt mântuirea. În realitate, adevărul este că mântuirea care venea de la iudei a fost crucificată de iudei. Adevărul care vine de la noi, așteptători ai Domnului Hristos, a fost crucificat de faptele noastre. Și după ce ne-am pierdut gustul de sare a pământului, a mai și tulburat apa cu picioarele ca cei ce vin după noi să bea apă tulbure și să fie mai confuzi decât suntem noi. Prieteni, omul de știință nu este știința, precum nici știința nu este omul de știință. Mi-aduc aminte de părintele fizicii, nu? care, mă rog, stătea într-un scaun cu rotile și spunea că religia este o poveste de a dormi copii pentru oamenii care se tem de întuneric. Și apoi a venit un alt om de știință care credea în Dumnezeu și a spus: uh, Cred că ateismul este o poveste de copii mici, care, pentru oameni care se tem de lumină. Deci iată că preotul nu este religia, precum nici religia nu este preotul, biserica nu sunt zidurile, nici zidurile nu sunt biserica. Adesea o ridicăm ziduri și dărămăm oameni. Atenție la termen, prieteni. Voi lăsa în mijlocul tău un popor mic și smerit, care se va crede în numele Domnului, spune Sefania 3 12. Prieteni, un apel de final, de mesaj, să ne oprim să mai băgăm oameni în ceruri, după mofturile noastre, după pilele și relațiile noastre și să lăsăm pe Dumnezeu să o facă. Noi să ne facem datoria acolo unde suntem puși de Dumnezeu, lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o cu Cred în cioșie, și să lăpsăm pe Dumnezeu să facă numărătoarea poporului, să facă revizia și să declare auditul care l-a făcut Dumnezeu cine e în cer și cine nu este în cer. Am un text care mi se pare de kilograme în concluzia acestui subiect de seară, cât de surprinși și bucuroși vor fi cei umili dintre neamuri și păgâni când vor auzi de pe buzele Mântuitorului ori de câte ori a făcut aceste lucruri, unii dintre foarte neînsemnați frații mei, mie mi l a făcut. Cât de fericită va fi inima iubirii infinite, când urmașii lui vor asculta cu surprindere și bucurie cuvintele de aprobare. Dar inima lui Hristos nu este restrânsă la o anumită clasă de oameni. Atenție! Inima lui Hristos, iubirea Domnului Hristos, nu este restrânsă la o anumită clasă de oameni. Ei se identifică astfel cu fiecare copil al omenirii. El a devenit membru al Familiei Pământești, atenție, nu a familiei noastre, a mea, personale, a Bisericii mele, pentru ca noi să putem deveni membri ai Familiei Cerești. El este fiul omului și în felul acesta frate cu fiecare copil al lui Adam. Urmașii lui nu trebuie să simță despărțirea. Urmașii lui nu trebuie să simtă despărțiți. Urmașii lui nu trebuie să se simtă despărțiți de lumea care piere în jurul lor. Ei sunt o parte din uriașa țesătură a omenirii, iar cerul îi consideră frați cu păcătoșii și cu sfinții. Iubirea lui Hristos îmbrăzișează pe cel decăzut, rătăcit și păcătos. Și fiecare faptă de bunătate împlinită pentru înălțarea unui suflet căzut, fiecare faptă de milă este primită ca fiind făcută pentru el. Dragii mei prieteni, să ne rugăm Domnului Hristos ca să fie lumină în mintea noastră, în inima noastră și în sufletul nostru. Domnul să ne ajute să înțelegem că atât instituția pe care o reprezentăm, biserica sau cum îi spunem noi, n-a fost niciodată infailibilă și nu va fi. Biserica este a lui Dumnezeu, atâta vreme cât Dumnezeu este al bisericii. Așa cum spunea odată diferența între club și biserică este că la club oamenii merg să discute despre Dumnezeu, la biserică oamenii merg să vorbească cu Dumnezeu. Așa că infailibilitatea este o chestiune de aroganță care trădează despărțirea omului de Dumnezeu, despărțirea minților luminate de Dumnezeu, a celor care cu aroganță pretind unicitatea, întâietatea, absolutismul în lumea în care trăim. Să ne ferească Tatăl Ceresc de o astfel de atitudine care nu este după voia lui Dumnezeu. Rămân tăcut și mut la piciorul crucii, mi rușine de mine, mi rușine de noi, îmi dau seama că nu avem nimic glorios acum la final de istorie umană, îmi dau seama, dragii mei prieteni, că avem datoria să plângem între tindă și altar pentru starea poporului în care ne găsim. Așa că, dragii mei prieteni, cei care încă mai plăviți ziduri între oameni, cei care încă mai luptăm pentru absolutismul perfecțiunii politice, să nu uităm că iubirea lui Hristos n-a fost restrânsă la o anumită clasă de oameni. Să nu uităm că El se identifică cu fiecare copil al omenirii. Să nu uităm că el a devenit un membru nu al bisericii mele, nici al bisericii tale. El a devenit un membru a familiei pământești. Pentru ca noi să putem deveni membri ai familiei cerești. El este fiul omului, nu este fiul. El este fiul omului și în felul acesta frate cu fiecare copil al lui Adam. Urmașii lui nu trebuie să se simtă despărțiți de lumea care piere în jurul lor ei sunt o parte din uriașa țesătură a omenirii, iar cerul îi consideră frați cu păcătoșii și sfinții. În contextul acestei declarații mi se pare mai mult decât formidabile, mai mult decât extraordinare prin impactul ei asupra minților noastre, care ne ajută să dezvățăm lucruri pe care le-am învățat. Cer iertare tuturor celor care vreodată au fost jigniți de mine, de instituția pe care o reprezint și vreau să trăiesc în pace. Vrem să trăim în pace și prietenie și frățietate și respect cu toți cei de peste Iordan. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze. Amin. Să ne rugăm. Iubite Tată, în numele Domnului Hristos, îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim că ți-ai trăit viața pentru noi. Iartă-ne, Doamne, încăpățânarea, aroganța, orbirea noastră ca indivizi și te rugăm frumos, unește tu poporul tău de peste tot în lumea aceasta mare. Am văzut că algoritmul tău de mântuire e diferit de cel al meu sau al nostru și ne este rușine, iubite Tată, să ne ridicăm ochii spre cer și să spunem că noi putem oferi mântuirea și în virtutea instituției pe care o reprezentăm, noi suntem cei care băgăm oamenii în cer sau îi scoatem pe cei din cer. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne ierți că am încercat să sfurăm privilegiul și dreptul și autoritatea prin a-i băga pe oameni în cer după placul și după meritele și după opiniile noastre și după gusturile noastre. Te rugăm în numele lui Isus să ne ierți. Credem că tu ești singurul Dumnezeu infailibil, că există mântuire în afara bisericii, dar nu există mântuire în afara lui Hristos. Dragostea ta să ne însoțească pe toți în numele lui Isus. Amin.